Yeah, yeah. Whoa! Oh! Puternic! Hey! Hey! Let's go! Get it, kick! No! Sam! She's silent! Bun, deci noi tăi îmi place să mănânc. Micul dejun la cel mai scump hotel din Ploiești, Sky Blue Hotel. Sky Blue sună ce? Ca o trupă de muzică de aia de-am ascultat la începutul streamului. La mega discoteca tineretului! Bine ați venit, mâinile în aer! Straight up. Cel mai scump hotel din Ploiești. De ce avea un hotel scump în Ploiești? Like, for what reason? I mean... Da. Adică pot să înțeleg în orașe, păi cum, nu știu, Brașov, Cluj, da. N-am Ploiești, dă-mi un Ibis. Hai să vedem. Cred că în Obor, că am mai fost pe aici, pe zona asta. Bă, da. Stai un pic, că ăsta e Obor, nu e Ploiești. Stai un pic, că nu e, da, pleacă de la Obor ca să meargă în Ploiești, dar stai așa, că nu e, nu e un hotel scump în Ploiești. Ai, e doar cel mai scump din cel Ploiești. Mai, de ce să mă duc tot în față? Mama mea. Nu, mai avem încă de ieșit din București. Bă, asta e în Londra, frate. Da, e de London Eye. Știam, și că mi-a părea că-s pe Colentina sau am ieșit de pe Colentina. Ui. Ce am, îmi place să mănânc aici, după cum vegheta. Dar de ce zici așa de fiecare dată? Asta începe e mema omului. Obosit. Dar nu cred că e obosit, cred că e doar aia de lemn. Fraier, comentează, nene, cu multă stimă și respect. Nu-mi place să mănânc. Bine, măi, castravecior. Am ieșit din București, mă duc practic către casă, dar nu fac drum așa într-o singură zi. Mă opresc în Ploiești, mă duc să mănânc micul dejun la cel mai scump hotel din Ploiești. E singurul hotel de 5 stele din Ploiești, nu-i chiar în oraș, ci e la marginea orașului, deci posibil că nici nu o să intru în oraș și mă duc pe autostradă și... A, deci nu e cel mai scump hotel din Ploiești. Bun, e mai... din zona limitrofă. E cel mai scump hotel din Balotești sau unde se duce. Nu știu, cumva pe acolo. Hotelul se numește Blue Sky Hotel. 5 stele, destul de scump, vreo 100 de euro cazare sau cam pe acolo. Și hai că pornim. A, mai avem încă o lecuță până la... Cum e, mă, nene, 100 de euro să stai în Ploiești? O noapte, da. Aici aproape de București, adică maxim o oră pe autostradă faci și mai puțin. No, mai avem o lecuță și ajungem pe lângă Ploiești, pe acolo. Mami, deja se vede industria ploieșteană. Nani, deja se vede industria ploieșteană. Nii, mă, ce industria ăștia. Astea le-a făcut Ceaușescu. Găi, dar mai țin minte că merge pe DN1, gen merge până la Brașov, că la un moment dat, gen pe unde mai era așa deal, era o cârcă de pompe de-alea de petrol. Pompe de-alea de petrol, de-alea așa. Eu nu știu. Ah, de fapt, tu n-ai de unde știi. Da, eu din Piatra Neamț, nu știu. Dar erau spec multe. Da? Și-au dispărut, da. Noi nu exploatăm pentru noi, exploatăm pentru alții, lasă că știu eu. Eh, păi. Mama mea, numai... Tonde, așa. Aici ai. No, încă un picuț avem, nu? Nu știu dacă vedeți în partea dreaptă. Ce zici, măi omule, că nu te auzi? Dacă se vede Ploiești, uite-te în față să văd niște munți. Și mai... Să văd niște munți. E stream of thought. Da. Efectiv, omul meu. Zici orice îi vine la gură. Mai știi, dar știi când, de fapt nu știu dacă când eram mici, dar știi că-s genul ăla de oameni care când se plictisesc, ești cu ei în autobuz, să zicem, te plictisesc și încep să citească tot ce vă pe stradă. Doamne, mă găsc atât de mult oameni, e holy. Eu când eram mic. Efectiv, gen mergi cu ei în autobuz, oamenii în toată firea. Și încep să citească. Ia uite pe ăla, super bet, ai 14 de alea dacă uite, câștigi. Aha. Ia uite, da, șaormeria dristă. Îți pare insane. Am încetat să mai fac asta, dar făceam asta când eram mic. Mi-aduc aminte. Avem vreo 10 km. Poftim? Nu, no, am încă ce să mă duc pe aici, cum e bani și ce sens. Deci vine helicopterul meu, cum se aude. Alright, I got these tangos in my perimeter. Efectiv. In 200 meters, at the roundabout, take the third exit on County Road 102. At the roundabout... Bă, dar nu vezi nimic, ce frate. Bă, deci așa prost este. Literalmente ți-a zis, am auzit eu că te ies. At the roundabout, ți-a zis. Nu, a zis că nu vezi nimic aici. A, că nu vezi. A zis că nu vezi, dar nu ai vizibilitate. Sensul ăsta că nu vezi nimic în dreapta. În stânga, mă rog. Așa, pe unii trebuie să mă bag și pe unii trebuie să ies.
Mai fă o dată giratoriu, n-ai tupeu. Mai fă o dată, mai fă o dată. Mai fă o dată, n-ai tupeu. Băulești, da, uite, aveați dreptate. In 900 meters, turn left. No, aici ai undeva, pe partea... pe stânga. Păi, no, de ajuns am ajuns aici în parcare, dar... Că e în câmp. Hotelul e acolo, nu știu pe unde se trec. În clădirile astea e una aici, hai că încerc. Sky Center, zice. Asta nu-i hotelul. E ciudat. Sau nu m-o fi adus GPS-ul bine, nu știu, hai că vedem. No, hai să vedem pe unde să merem. Da, 100 de euro pe noapte, by the way. 100 de euro pe noapte. Wow, ce intrare! 100 de euro pe noapte, by the way. Asta? Ai zice că e închis asta. Cel mai scump hotel din anul 1998. Da, efectiv. Da, wow, dar cum ajung la hotel? Hai că mă duc pe stradă, nu știu. Ah, de fapt, stai să văd, e deschis, poate e deschis. Ia vezi. Uite, mă, că e deschis. E deschis. E, n-a fost. No, bune, am crezut că e închis. No, zice că are spa, hot, bă, dar nu-i nimeni. Aici își face nunta, maică ta. Cine să fie coaie în ianuarie, în Ploiești? Cine să fie? Sincer acum. Bă, sper că... Nu te supăra pe mine, dar sincer zic. Bă, chiar nimeni la piscină? Chiar așa, frate? Deschizi măcar restaurantul să comand ceva. Nu-i nimeni aici, frate. Hotel de 5 stele. Zice că are spa. Păi, încetează cu Ploieștiul, nu se compară niciun oraș, te invit să te uiți pe hartă câte chestii are, nu mai spune fără să știi că în Ploiești avem atât. Prima rolă e cam prost, dar în rest. Ploiești este unul dintre orașele de bază ale României, este unul dintre orașele mari, puternic industrializate. Avem două gări, cea din sud și cea din nord. Bă, ești prost. Avem tramvaie pentru copii, special făcute colorate, vopsite și foarte multe. Avem cele mai frumoase luminițe din România, două bulevarde fire și o sală la sporturilor, centru de cultură, hotel central, două shopping city, muzee și un centru și o sală la sporturilor. Ce e copii pasta de pe ce... Reddit, ai luat asta, omule. De unde e acest copy-pasta? E de pe TPU, de unde dracu? De unde e acest copy-pasta? Pa, mă duc să fac din alea, să ridic greutăți, să... Mama mea. Sper să-mi dea o cameră de-aia, că mi-am luat cu pat dublu, deci nu mai mere cu twin și din astea, că văd că e gol hotel, adică... au destul de camere, cred că. Eee! Haide, bă, nene! A, uite, asta e marmură. A, din Marea Adriatică au luat marmura asta. La 100 de euro. De ce mai țineți deschis, sincer? Vin oameni pentru a ce face bani aici. Spălați aici? Ce mai țineți deschis? Nu-i nimeni. Așa. Lângă Ionuț. Bă, ce folc frumos, zici că e în bloc la ceamă acolo. Da. Restaurantul deschis? Acum sună doamna de la recepție pe bucătar să vină repede acolo pe centură. Avem un client. Avem un client, s-a întâmplat. Avem un client. Ăla-i Mahmur, că p***a mea crea că e liberă. Haideți totuși azi că... Să faceți ce vrea, omletă vrea. Numai omletă și gata. Ce zice camera 10? Ce zici, va nimeri cartela de data asta? Da. Eu zic că da. Aici? Eu zic că o să prefacă puțin, că nu nimerește și pe oameni nimerește. Nu, eu cred că o bagă direct. No. No. Eu cred că o bagă Nope. Ia uite. Zice camera 8-14, dar nu-i deschisă ușa, frate. Ah, trebuie să dau pe cap. Sau încoace? Easy! Easy, baby! Măi, dar renunțase! So easy! Renunțase! So easy. This is too easy. Renunțase să deci mai facă gluma asta. Deci pe lângă ca pe o carte deschisă. So easy. Insane, so dude. So fucking insane. Easy. Insane. Ah, trebuie să dau pe cap. Ce chestie? Ușa nu e deschisă, pur și simplu? Wow. Ia zi, deci, cum a... Bă, n-am mai prins nicăieri așa ceva. Să intri cu cardul pe hall-ul tău. Bă, de când ce n-am mai prins pentru hall? E alt hall? Da, e un hall. E hall-ul VIP. E hall-ul, da. A, păi, cred că e holul ca să mergi în cameră, efectiv. Da, e 100 de euro. Aaa, e holul ăsta... Am din ca să duci în cameră, da. Înțeleg. Că probabil mai au restaurant și asta pe aici. Da. De la mezanin. Dacă îmi dădea la etaj să văd ceva, aici nu vezi nimic.
A, unde mi-am pus cartel? Aici. Deci de la 8 la 10. De la 7 la 10. Știe să aprindă lumina aia? Ia, ia. Știe, știe. Nu că știe. Nu știe, nu știe. Ba da, știe. Nu ba știe, da. Se preface un pic că nu știe. Nu, și după... coaie, nu cred, refuz să cred. Uite-te, uite-te. De deja să prindem chestiile. Ia, ia, ia. A, stai așa. Cărdulețul. Da? Bun. Fuck! Let's go! Fuck! Let's go! Fuck! Eu ți-am zis, nu mai face. No. Nu mai, gata. Am bătrânit și până și pentru el am bătrânit asta. Asta. Fuck. No, ok. Bă, ce merg să știu aș vrea? Măi, nu. Ce să știi? Cinstele, coaie. Ce să știi aici, frate? Maximix? Ce o cea, dar astea-s de alea din... A, bun, stați că mă... Mă scot astea pe chimine. A, și ce mi-a pus acolo, mă, că te văd chestia aici. Unde e un cuier? Bă, nu este cuier aici, serios. Deci vreau să-mi o agăț așa, nu să mi-o pun pe umeraș. Hai, vă pun. Mai timp de când a băgat șoseta în... Da, coai, incredibil, incredibil. Absolut incredibil, da. Că nu se stingea becul. Da. Nu trebuia să doarmă, că era o lumină la... În privirea lui periferică, undeva bătea o lumină încet. De obicei... Da, ia deci nu mă găsești? Cu ei era umeraș acolo! Ce vreau? Păpuci nu, și halat. Hai să vinem dacă au. La mult, dacă nici la 5 stele nu au, cum am prins în... Bine, al a fost de 4 stele din Craiova. Halat de aici, perfect. Bun. Bune. Mamă mie. Cutie igienică. Ce felul. Stați că am și cântar. Hai să vedem. Bă, n-am mai văzut pe deci pe bune, n-am mai văzut cântar în viața mea într-un hotel. Stați că îl trag aici mai aproape. N-am mai văzut cântar în viața mea. Nu, bine. Cât am? 96,5. Bun. Hainele pe 95 de kg. Bun. Mai slabi, cred că. Se și vede, cred că la față că-s mai subțări, mai din asta. La dog. Na, bun. Ok, duș, tătătăt. Bun, prosopul pentru duș. Ale lei acasă, că nu ești prosop. Duș, stai să vedem. O, stați, păpuce. Băi, frate, muzică, n-am păpușcă, cred că... Ba, măni. Nii, mă, că i-au dat și păpucii de ăștia, oribil. Bun, astea-s din minibar, cred că, deci dacă le consum, plechesc. Complimente water, deci astea le pot bea. Totu-i complimentări, măi, dacă nu e băgat în... Alea minibar. Bun, hai să vedem... Da, 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 dragă domnule Lengel, vă mulțumim. Trăiți viața... Te-au scris vreau... Yengel. Da, au scris Yengel. Au scris Yengel. 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 Ce zici, bă, Yengel? Vreau să vă mulțumesc personal... La superlativ... Nu știu dacă la fiecare lasă din astea sau nu, no, bune. Coaie! Doar ție ți-au lăsat, te știau de pe internet. Room service, bineînțeles, ni, din astea, mama mea. Pe bani? Mi-au lăsat, bă, îmi place aici, am o, asta e faza, dacă... E decentă camera. Da. Gen o cameră mai la... Bună și asta. Mai la etaj, știi, să văd o lecuță. Bă, ni, ok. Un pat, un făinuț, hai să vină. Îmi place. Ioi, ioi. E faină să-l te-o. Păi că merge la sală și aici. Nici wow, nu ți-a fost prea tare. Wow. Sper până că își pune capotul. Sper că iese de la duș în capot. Pe OV you're on top. Ești bolnav. Ești bolnav. Ești bolnav. Ești bolnav. Let's go. Măi, față, măi. Pe Ugoș. E faină să-l te-o. Nici nu te-a fost prea tare, wow. Până am ui ok, hai că mă dezbrac, îmi iau pantaloni scurt, aș face și un duș, poate, hai că fac și un duș totuși. Mergi un duș. Și după aia comandăm, că mi-e cam foame. Let's go, foame. Capotul! Ia, ia. Wow! Puternic! Hey! Hey! Let's go! Get it, King! Go! Sam! He's styling! Să cadă! Ia uite-l, ia uite-l! Păpuci! Puternic! Oh! Hai să vă arăt niște chestii, că până amul la niciun hotel n-am prins din astea. Stați așa să vă arăt. Ia, ce? Telefon. Nici nu m-am uitat atent când am venit aici, deci fiți atenți. Aici a fost piaptă, nu? O picat ceva jos. Bun.
Deci mi-a dat piapten. Piapten n-am prins piapten. Nicăieri la niciun hotel. Bun. Shaving, ce mai acolo? Nu știu ce asta, gilet sau ce-o fie să gilet? E gilet. Băi, e gilet. Uite-mă că e gilet. E gilet. E gilet, mă, frate. Om meu, gilet. Ce fă, bă, gilet aici? Ah, sewing kit. De la Axe. Sewing kit. E de la să-ți coși. Coși ce, șosetele? Mi-ai dat 100 de euro. Nu știu, alea... Nu știu exact, nu. Sunt unele hotel, mă, la toate hotelurile de 5 stele, de fapt, îți dă trusă de asta, de cu 5 ațe. Ah, wow, 5 ațe, un ac în caz că ți-a căzut un nas sau ceva. Aha, da, de fapt, da, ok. Și din alea lui duce și pe asta cu mine. De obicei, alea le cam duc cu mine, le cam eu cu mine, că le găsești destul de rar și zbune. Eu îmi spar coșii cu acolo, de obicei. Este personificarea heteronormativității. Lengel, să mor. N-am văzut în viața mea ăla, de obicei. N-am văzut în viața mea un om mai the embodiment of the stereotypical male decât Lengel. Îmi spai coșurile. Sparge coșul de omul meu. Îmi spai coșurile cu acolo. Este vreau... tatăl oricui, practic. Îmi doresc foarte mult să-l văd pe Lengel așezat la casa lui cu o domniță pe placul său. Îmi doresc foarte mult să văd această imagine cu Lengel într-o relație fericită și împlinit. Vreau să văd această imagine cu el, o femeie lângă, sau mă, whatever, eu am înțeles că îi plac femeile. Și, ce vrea el să fie el fericit? Da, să-i ajută. Văd fericirea în ochi, asta îmi doresc foarte mult de la Lengel. Same, da. Vedeți? Ace și lunele. Bun. De-aia de cap să nu cheuți pe păr. Mm-hmm. No, făinuț. Fain. Am găsit ceva nou, ce n-am mai văzut niciodată pe lume. Yeah. Bun, hai să comandăm, să vină. Oi, abia aștept să mânc alunele astea. O tort de ciocolată. 35 de lei, mai. Cât? De ce? Mic dejun, nu. Mic dejun englezesc, 75 de lei. Ok. Mic dejun românesc, 75 de lei. Bro, what? Micul dejun, 75 de lei, cu aia. Nu e inclus în prețul camerei. Oh, da, man, da, e 5 stele ce vrei. Îți dai seama. 75 de lei, man. Păi trebuie să vină în p***a mea bucătarul de la București înapoi. Crede seama că ăștia cer 15 euro pe, sau mă, 13 euro pe mic dejun românesc. Cașcaval, telemea, măsline, salam uscat, șuncă presată, muș filea afumat, roșii, castravete, ardei gras, cafea, suc natural de portocale, grefuri sau mixt. Cât crezi că fac toate astea? Ei zice că fac mai mult de 12 lei toate astea? Mai mult de 12 lei, cred că da, sincer, dar chiar și așa. Eu nu cred că fac mai mult de 12 nicio lei. Formă 75 de lei. E 300 de grame. E 300 de grame, îți dă gen 50 de 50 de fiecare. Da, îți dă 50 de grame de cașcaval, 50 de telemea și în rest toate. Coaie, cum să fie, mă, mâncați aș 300 de grame 75 de lei? Coaie, uite. Insane, dude. Da, asta scrie acum, văd. Uite, deci tu. 84 de lei o salată de 300 de grame, iarăși. Tagliatele cu creveți de la Metro, 84 de lei. Piept de pui cu curry, 60 de lei. Sandwich, 40 de lei. Insane, dude. Piept de pui chinezesc, 60 de lei. Filet de somon, 87 de lei. E somon. Da, că zici că nu e de la Metro, în gură de somon. E somon, l-a prins în Norvegia, l-au luat. Wow, insane, coaie. Absolut insane. Filet de ton, 200 de grame, 100 lei. Cât? Păi e de la Metro, e filet de ton de la Metro. Plătești Uber-ul bucătarului. Mi-aș lua tortul ăla de ciocolată, wow. Deci chiar aș băga un... Cheesecake, 35 de lei. Măi, astea sunt prețuri de capitală europeană. Da, straight up, da. De vest, adică europeană de vest. Sandwich Club, 40 de lei. Să-mi iau unul de ăsta? Asta nu înțeleg ce zice. Dacă doriți să comandați din meniul Sky Restaurant, o taxă de servire de 30 se va aplica la produsele respective. Măi, 34 de lei un shot? Un shot de Jack Daniels, da. 50 de mililitri, nu e un shot, e 50 de mililitri. O cinzeacă. Jack Daniels, 34 de lei, coaie. Și sticla e 70 de lei sau cât e. Insane, dude. Da, absolutely insane. This is out of this world. Grey Goose, 50 de lei, când sticla de Grey Goose. Mă, sunt prețuri de spațiu Schengen, dragi prieteni. 30%. Adică ce comandă, ce plus 30%? Nu știu, las cum vedea. Nu știu exact care e faza. În fine, hai că comandă. Stai, vreau să vă cât erau ouăle ochi. Comandă ce plus 30%? Nu știu. La... Ha! 18 lei! 18 lei, ok. 18 lei, ouă ochi. 2 ochi. 120 grame, cred că e măcar nu 2, cred că e 1. Hai că comand sandwich club, piept de pui cu curry,
și tort de ciocolată. Ar veni 135 de lei. Deci, acceptăm plata atent, cu card avantaj. Sunați la 7111. Pentru o comandă asta. Îmi place, nu te tâmbat capul că unii trebuie să sunt, că nu știu ce. Da. Și nu e nimeni la bucătărie, fii atent. Fii atent că nu e nimeni la bucătărie. De-aia au prețurile astea, că nu vine nimeni niciodată aici, trebuie să-l țină cumva. Da, bună ziua, aș dori la camera 10 să comand. Sandwich club și piept de pui cu curry. Și un tort de ciocolată. 3 milioane. Pe cameră puneți, vă rog. Da, mulțumesc, o zi bună. Bine, așteptăm să vină. Acest cadru întotdeauna, da. Întotdeauna, acea legătură. Zici că au venit părinții din Italia să-mi bă. Cum merge la ușa aia? Mami, mi-a adus ciciobello. Mi-a adus ciciobello. Lenghel nu cred că știe că poate să treacă toate astea pe firmă. Nu cred că s-a prins încă. Bă, nu mă uitam la sticlele astea, dar asta de apă minerală era deja deschisă. Mi-a luat o gură din ea. 5 stele. Uitam la sticlele astea, dar asta de apă minerală era deja deschisă. Bun! Tare, frate. Băi, frate. Tare. Iar asta nu știu, are gust. I-a umplut-o cu sifon. Dă la din. Dă la din. Din, da. Frate, e și caldă, poate, da. Cineva întreabă de unde are bani. Era să zic eu de unde omul. Trebuie să-mi aduc eu apă din mașină. Ui, deci da, acum m-am uitat pe filmarea în care am intrat în cameră să văd. M-am gândit, bă, poate am deschis eu o sticlă fără să-mi dau seama, știi? Dar nu. Dacă vă uitați, ok, hai să zicem că pe poza asta nu prea se vede. Ba, se vede, e rupt aici, sigiliul ăla. Da, ok. Că e rupt sigilul, deși se vede acolo o dungă neagră la sigil. Da, de fel deștept ca Lenghel, omule. Felicitări, bravo. Măi, cum să dea apa desfăcută, men? Bine, probabil era acolo cineva a desfăcut-o și a lăsat-o. Dar cum, mă? Poza? No. Se vede că nivelul apei... Came with the receipts. De... A, nu, a băut din ea! A, băut din ea, nu e doar desigilată. Nu la nivelul normal? Nu, nu uite. A băut din ea cu aia. Nu, plată și alte minerale. Nu cu aia. Da, ba da, asta e minerală și asta... Nu cu aia, a luat o gură, a luat o gură, efectiv a luat o gură și a pus-o la loc. A luat el o gură? Nu. Nu el, nu. A, cineva... da, a luat cineva o gură și a pus-o la loc, da. Cineva. Dar sterilizat, îmi place ca oastea pe ele cu sterilizat. Stick gel. Dar la următoarea poză se vede că nivelul apei din sticla deschisă, adică aia minerală, ca aia în spate, da, e mai mic, mai puțin decât al celei din sticla sigilată. Foarte bine, 100 de euro pe noapte, da, e nebunit, insane, da, în câmp, și, undeva într-un câmp. 3 milioane micul dejun, da, sunt de acord. Care era în față. Na. Oricum am verificat tot ce era și în minibar, că am zis, bă, să nu mai fie chestii desigilate și să zică că eu le-am desigilat sau că-mi băut de ele. În minibar tot e ok, deci probabil or fi uitat să o schimbe sticla aia când no, a adus apă. Pățești. No, e fiți atenți aici. Ia uite, bă, sandwich club-ul, de ce? Wow, arată ca puf. Da, pune, sandwich. Ok, pui cu curry. Bă, da mă, dracu. Și ăsta scump, 35 de lei, felia asta de tort. Felii de tot, 35 eu, de lei cu aia. Eu de-aia, cum se cheamă ea la cofetărie? Amandina? Da. Efectiv, o amandină. I-a dat o amandină. Nu e amandină, nu. Se vede că e de la de tort. A, bun, hai să băgăm. Măi, Lenghel, ți-a pus niște alune pe ea și te păcălește. Hai să începem cu... Deci azi e chiar ziua de Crăciun, 25 decembrie. Oare de ce nu mai fi nimeni pe acolo? Nu înțeleg. Crăciunul în Ploiești, la 5 stele. Și în oraș am văzut, mă rog, este un mall, am trecut pe lângă un mall de lângă Ploiești și am văzut că e închis, deci nu știu ce-o-i face azi. De ce-i mușcat așa din semn? Nu știu de ce-a mușcat de așa, ce-i asta mă gândeam din... și eu.
De ce nu-i mușcă din colț? Ca să mai comentezi niște proști ca noi. Ca să mai comentezi niște proști ca noi. Măi, eu cred că ne face ca pe proști. Eu cred că se uită. Dar știi că asta e o strategie neironică, da, de, în care să faci chestii ori enervante, ori greșite, ori ca să comenteze. Da, 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 da. Nu, eu m-am prins că el face asta, dar like, nu știu, eu, mi se pare că o face la alt nivel, omul meu. Da, respect, sincer. Chiar respect. Bunuț. Bunuț ai? Nu, îmi place. Un pic cam scump, dar dar bun e bun. Doar un pic. Doar un pic, frate. Iar vorbește așa cu mâncare. Bunuț? Wow! Încât ia ce mama mea. Nu așa mama mea. Bă, arată bine. Da, arată bine. Să bag degetul în sosuleț. Așa vorbește cu ea. Oi, îți fac tot aici cu pânelele astea, dă-i așa. Ăștia, Lenghele, aici sunteți voi când, când mai postez eu pe YouTube. Încât ia ce mama mea. Trebuie să iau așa cu uite. Nu e dulceață de-asta. E un fel de sweet chili, parcă. Așa, un pic dulce și picantă. Îmi zic că mai bucată de carne. Chili, așa, da, da, da. Arată binișor, nu am să te mint. Da, arată bine. Îmi place că au pus sosul în partea de jos. Da, bine, hai să trecem la desert. Cumva puiul e separat. Ce sos crezi că e ăla? Mă gândesc ce ai putea spune. E sos curry. Nu e sos sugi? Sos Fuji. Oricum astea o să le bag eu după ce termin filmarea. Mă durează prea mult să bag pe fiecare pe rând și atunci gustam în fiecare și văzut cum e. Mă ia mandină de la cofetărie, măi. Sincer. Nu e menu, uite-te că nu e, e... Păi și amandina are așa. Nu e amandina, e tort. Are un strade de ăla. Amandina e, bă, are sirop, are, e mai... Păi, e mai... da, și ăsta ce nu e însiropat? Hai că e sărac. E însiropat, mai prostea. Ești sărac. Măi, dacă zic că e însiropat... Problema ta e că ești... E un pic amăruie. Cel puțin partea asta de deasupra, cred că e mai amăruie. Ce uite cum e ciocolata asta? Siropoasă. Nu zic că e bună, dar nu aș mai da 35 de lei. Hai zicem un 20 aș da. Dar eu prefer tortul ăla care nu e amărui deloc, deci mai dulce. Na bun, hai să analizăm treaba. Bun, mi-l place, dar mi se pare cam scump, dar... Cartofii sunt chiar buni și ăsta e bun, pe ăsta medie n-am ce comenta. Puțin pican, nu-i foarte mult. Puiul ce treabă și bineînțeles ăsta care... Puiul ce treabă? Nu vreau ciocolată amăruie, nu-mi place deloc. Poate aș alege data viitoare un cheesecake sau un... Na, ceva mai dulce. No, păi cam atât a fost cu meniul ăsta. Mai de seară nu știu ce-i face, probabil mă duc la sala de... Mes, de... ăsta ni de... Fuck! Fine. Cred că merge la sala. La sala de... Messi. Amazing. Insane. Amazing. Pe acolo o să văd. Am văzut că au și spa, nu știu exact cum funcționează, o să vedem mai încolo. În oraș nu cred că mă pot duce, că nu prea e nimic, numai dacă mă-i plimba sau nu astea mai de seară. Hai că-mi vedea. Unde, în ce oraș te duci, măi omule, că ești la 20 de km în Ploiești? Nonic, am venit că în Ploiești aici. Opa. Bă, cred că s-a întâlnit cu Silviana Polo. Să pregătească un călea pe 2022. Am us în centru, hai că mă plimb pe aici. Aș vrea să văd. E ora 4:30, dar da. Încă vedeți că e soare afară, lumină. Scuze că am atat noroc. Ia uite, bă, frate. Ploiezi, zice, ne. Ploiești! Ni, mă. Interesant, aici ai centru și mai încolo sunt părculețe. Ui, nani, e un parcușor aici. Adică aia vor să o dărâmege în biserica. Și acolo e o clădire interesantă. Clădire interesantă, aha, clădire interesantă, bun. Nu-mi dau seama ce stil e, că e stil de la dânvezi, deci că e... Nu pare a fi turnul italian, vedeți? Nu, cred că e turnul bengalez, dragă Lenghel. E Big Ben-ul, drag prieten. Big Ben-ul nu știu băiești. Ce stil e, o fi gen Danemarca sau Anglia, cred că. Da, da, cred da, că Anglia mai degrabă, da, e fix Anglia. Fix Anglia, așa am văzut și eu în Anglia. Da, are stilul ăla puțin zi... Maur. Da, exact. Da, da, mai degrabă puțin din zona aia a Cambodgiei, știi? Da, în zona aia, din Phnom Penh. Am mai văzut turnul de astea fără acoperiș. În cărămizii de alea. Ce să zic, îmi place clădirea asta, nici nu știam de ea.
dar arată chiar făinuț. De fapt nu prea știam mare lucru de Ploiești, deci nu. Bun. Ne. Ce e cu ei? Câștigă salariul de boss 10.000 de euro pe lună pentru un an la un cazin. A, e de la Max B, da. Da. Cam aș putea. Interesant e blocurile astea făcute numai din cărămidă. Sau, mă rog, la exterior au cărămidă, vedeți? Da. Sunt faine blocurile astea, mă, chiar îmi plac. Sunt, da. Ziceți că nu vă aduc amiche de Germania sau din anii. Da, mă simt ca în Germania, da, să mor. Da, e fix ca în Germania, da. Mă simt ca Germania să mor, da, în Germania de Est. Ui, no, bine, hai că o iau ușor. Ia uite, băi, liceu Caragiale. Bă, zici că suntem în Slovacia. Ăsta neoromânesc, ăsta mi-a aduce foarte mult aminte de Ungaria. Da. Către mașină și mă duc înapoi către hotel. Ne, încă o clădire interesantă. Acolo era pubul lui Doroftei care trebuia să fie demolat, care nu are din aia de cutremur. Am fost la pubul lui Doroftei. Da? Da, nu mai știu cu ce ocazie, dar am fost la pubul lui Doroftei, era mai mic. Ne, fiți atenți, bietonală. Dar nu știu pentru ce e plasa asta pusă aici. E pentru muncitorii care lucrează. Da, să nu te arunce. Fac iPhone-uri aici, undeva, și să nu te arunce. Îți șerci ale sau ce? Aruncă cineva de sus cu șapcă sau ce? Da, scuipă golanii aia de sus. Și aruncă gunoaiele pe geam. Da, 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 da. Plaza Hotel, zice. Nu, Anica, s-au aprins și luminițele de Crăciun. Da! Frumusețe, bă, frate, bă. Ce ai făcut, mă, nene? O fi primarul la un bețivan, dar uite că a făcut treabă. În zona asta, așa am observat, Pitej, Mioveni, zona asta de sub Carpați, să pune accent pe luminițe. Așa e la români, ăștia gălbejiți. Da, ce observație antropologică. Da, am observat în, da, 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 în culturile subcarpatice accent foarte mare pus pe obiceiul acesta al decorațiunilor luminoase. Pare că oamenii vor să suplinească tristețea care vine odată cu lăsarea serii mai devreme, cu luminile, își creează propria lumină oamenii, acești corect, oameni, da, acești așa oameni. Este. Da. Așa este. La fel ca în teoria formelor fără fond, acești oameni își creează forme de gen fulg, da, fulg de nea, da, căruța lui Moș Crăciun, tocmai ca să umple într-adevăr fondul cu forme. Într-adevăr. Da. Într-adevăr. O observație foarte pertinentă și fă-ți așa cu ochelarii, da, ca o personajul inteligent din animeuri. E foarte interesant că în unele orașe, mai degrabă în zona bucureșteană, dacă îmi permit, a existat la un moment dat această tradiție, cel puțin în mandatul doamnei primar Gabriela Firea, a luminițelor lui Schrödinger, în sensul că venise Crăciunul, numai că nu s-au putut cumpăra luminițe pentru un podobit, așa că au fost folosite luminițele pentru Euro 2020. Dar au fost în același timp plătiți banii pentru achiziționarea de luminițe noi, deși nu s-au achiziționat luminițe noi și au fost folosite luminițele pentru Euro 2020. Da, da, da. Și practic era un Crăciun cu luminițe cu în Crăciunul 2020. Și era practic de Crăciun și aveam decorațiuni cu mici de fotbal în București. Este o practică chiar des întâlnită. Da. Da, în culturile pasionate de sportul rege, într-adevăr. Da, da. În decembrie. Ne, nu știu dacă vedeți, acolo e o parcare supraetajată cu vreo 7 etaje. Cred că când vine aia de la Petrom, gen în pauza de masă, vine aici la mall, să baje la KFC și atunci atât își parchează mașinile acolo că... Da, cred că fix asta se întâmplă, drag prieten. Cred că ăia de la Petrom vin într-adevăr până la mall, parchează în parcarea supraetajată și vin să mănânce la fucking KFC. Da. Cred că asta se întâmplă. Ca să pară că e populat mall-ul când mai vin investitorii pe aici. Da, exact. Vin numai cu mașinile ca o benzină aproape gratis. Nu. Ui, n-a bine. Hai că o iau atunci către hotel. No, bune, hai că am ajuns. Uite câți ploieștenii sunt ceatul ăsta, mă, mâncați. Tot ceatul e numai de ploiești. Bă, și nu e recula. Cuiesc numai toți ploieștenii. Ce stați de mulți ploieșteni aici? Sincer, ce cu voi? E cineva care lucrează la Petrom aici? E cineva care lucrează la Petrom aici? Care lucrează la Petrom? I do. Ia uite-l.
Eu sunt director regional la OMV, mă îndoiesc. Mă îndoiesc că ne-am fi cunoscut dacă erai. Și n-ai dat și tu 50 de gifted? Sincer acum, ce e asta? Splash King, să ne pup la ancoră, toți lucrăm. Ce lucrați, măi? La Petrom acest, unde acest... lucrați? L-a pus în greșeală. Acest... La Petrom Downstream am salari de 75 de bețe și 74 reducere la benzină, atmosfera e mișto. Și vinerea vă dă pizza. Nu, atmosfera nu-i prea e mișto, aia e problema. Da, n-aș exact, avea o problemă da. Dacă atmosfera ar fi mișto, dar, din păcate, din cauza dumneavoastră, atmosfera nu prea e mișto. Bun, bine. O lecuță la sala. Mai este și o zonă de spam, eu ar arătat-o, dar... Nu. Ce zici, măi, omule, că nu te auzi? Măi, Lenghel, pune-ți, băi, microfonul ăla. Mai este și o zonă de spam, eu ar arătat-o, dar nu am numai pantaloni de ăștia scurs de training. Tătuit când mă duc la hoteluri să-mi iau pantaloni de aia de fâși să pot înota sau din alea. No, sper că n-ai uitat data ce? Viitoare. Deci uitați-vă, asta e sala. Ce pantaloni de fâși ca să poată nota, n-am înțeles. Do-o. Că n-are șlap, n-are slip. Dar nu-s da. Pantaloni de fâși. Ori da, mă, cu din ora intră în piscină cu pantalon de aia de mers la sală. No, sper insane. Că m-am uitat data viitoare. Deci uitați-vă, asta e sala. De obicei, găsești câte un aparat din ăsta la hoteluri. Mai unul din ăsta, niște haltere și cam asta e toată sala. E, aici... Dar asta e dita mai sala. Fiți atenți. Da, frate. Ma bine, hai să începem să facem calme. Și încă o chestie, aparatele de alergat, vedeți că nu sunt pe aici, sunt în altă sală. Ce faci cu aia? Du drept cu picioarele alea ca lume. Deci o altă sală plină numai cu aparat. Da, efectiv face uța, nu lucrează niciun mușchi acolo. Aparatele de alergat. Boom! Măi, Lenghel, sunt 20 de kg acolo. Da. Are 20 bara? Nu cred că are 20 bara. N-are mai 20. N-are 20 bara aia. Sau? Că e lungă, nii. Și are și alea capetele alea mai... Bine, mă, bine, hai, poate are 30. 20. Hai, bine, are 30, hai, bine. Ia uite-l. To, ia uite, toți experții în sală, mea. Mergeți la sală și vorbiți cu noi. Wow, deci ce m-am încordat, frate? N-am făcut nici 20 de minute și deja sni. Ia uite, deja e gata. Te-a zis? În bines? 20 de minute și deja sni. Full ABS. Full ABS. Full ABS. Full ABS. Full ABS. Are și EPS și ABS. A băgat-o meu o serie de 5. Doamne, dar ce pompat e, frate. Ești. Da, n-am văzut așa ceva vreodată. Super pompat. Dorian Popa, watch out. Mama mia. Mamă. Hai că mai bag leacă. Ui, no, bine, am băgat ca lumea, așa e că mă duc și la spate. Nu mai n-a transpirat. Minț! N-a transpirat, legit, nu a transpirat. Minț! Ai deschis pe acolo? No, nu, mă schimb aici în vestiar și mă duc imediat. Nic, ce halachis. Ui, no, bine, așa mă duc amu, că numai boxeri ăștia am pe mine. Cum am zis, n-am pantalon de ascuns și nu. Dar mă duc numai la saună, deci hai să vedem. Acolo-s bazine. Bazinie. Mă duc aici. Bă, ce cald e aici, frate. Și ca să... Oh. Sauna, steam, sauna cu... Mâine s-a dus cu telefonul ăla. Măi, sauna, la... E singur de Crăciun în Ploiești. Scumpu. A, bă, bă, nu mă că mai frate. Dă înapoi că n-ai văzut în burta ce goală. Ce să văd? Nu vreau să-l văd în burta goală. Hai că stau leacă. Da, bine, stau leacă aici și apoi mă duc în cameră și atunci ne auzim mâine dimineață. No, bună dimineața, m-am trezit și hai să comandăm micul dejun. No, hai. Bună ziua. Ziceam somnorilă, care față somnorilă. De somnorilă. Aș dori să comand micul... A, gata, hai că și-a revenit sunetul. Cu dejun în cameră la 10.
Nu, deci acum trebuie să aleg între micuri dejun astea continentale, englezesc. Englezesc. Ok, ok. Și-a luat micul dejun englezesc, da, la cât era? 75 de lei, da. Nu, au zis că se taxează, se taxează ca room service. Nu știu exact ce înseamnă. Cred că îmi bagă aia 30% sau... Îi bagă 30% pe lângă cei 75 de lei? N-are cum. Refuz. N-are cum. N-ai cum să fie 100 de lei. Oricum, n-ai cum să ai extra taxă de room service dacă meniul e în cameră. Normal că e room service, nu? Da, da, cred că da. Nu, n-ai cum să-i bagi în plus pe lângă aia 75. Ce ar fi cu aia să mai bagi? Stai cum vedea când la sfârșit, după ce o-i plăti, o să vă arăt. Refuz. Degeaba ziceți că da, nu cred. Nu se poate cu aia așa ceva. Bă, dar nu... Nici băuturi, nimica, mă. Bă, frate, ce mi-e deja... Ai zis băuturi, nimica? Da, nu i-a dat băuturi. Ah, dar chiar. Nu trebuia să fie gen cafea, ceva, suc? Nu este, mă. Deci nici suc, nici ceai. Bine, am un ceai, de fapt am eu aici, dar nu. Nici cafea. What? Bine, hai să vedem momentul adevărat. Mic dejun fără cafea, bro? Da, bro, aici, aici. Vrei cafea, okay. Te mai costă. Interesant. Ia, 75 de lei. 75 de lei, 75 de lei. Pituță. Bun! Pâine. Bun, pâine de la Mega. Pâine de aia peliată în p***a mea, de aia, da. Cam atât, tavan. Mic dejun. Urăsc atât de mult statul și tot ce înseamnă cultura britanică. Holy fuck. Și eu, dar... Fasolea cu cârnați e bună. Da, la micul dejun să-mi bag p***a da, morții mei. Da, e amazing. Taci, taci, e amazing. Taci. Fiți atenți aici, da? Ouă, bacon, roșii. Roșii, da. Da, roșiile de vara trecută. Roșiile in question. Insane, dude. Insane. Păduri, cred că. Șuperci, fasole cu cârnați. Nu, this is insane. Refuz că a fost 75 de lei. Măi, ai fasole de la conservă. Da, de unde? Duel de la conservă. Nu cred că a gătit-o acum. Iahnie de fasole Olimpia. Efectiv, iahnie. Da, exact. Straight up, dude. Insane. Nu știu ce să zici. Cred că cârnăciorii, da. Dar da, e o roșie împărțită la tot hotelul, măi, e o roșie. A, nu, și uite, mai e și aici. Sunt două felii, sunt două felii. Două felii de roșie cu aia, absolut insane. Da, cu aia. Absolut insane. Interesant, mă, deci, nu știu. Până amul nu cred că am prins mic dejun la care să nu-mi dea apă, suc sau din asta. Adevărat. Dar scurios, nu scria pe menioare, cam de, sau așa, să meniuri, stai să... Că îți puteai alege, ia stai să meniuri, deci eu mi-am ales, îți puteai alege dintre astea. Cafea, ceai, pâine. Cafea, ceai, pâine, da. Mi-am ales englezesc. A greșit. Suc natural de portocale, grefuit, cafea. Unde-s ciupercile? Ciuperci sote, unde-s ciupercile? Erau, erau, erau. Erau? Erau, da. Roșii erau coapte. Erau între roșii. Coapte de foame. Nu mi-au dus nimic ca din astea. De vechi ce sunt îți coapte. Da, bună dimineața. Am comandat micul dejun în cameră și... Deci l-am primit, dar n-am primit nici apă, nici suc, nici absolut nimic. Și am văzut pe meniu că se primește, nu? Ok. Se dă. Păi, suc, apă, ceai, aș dori și cafea. Le-a luat pe toate! Suc, apă, ceai și cafea! Dă-mi-le pe toate în pizda, mă, de acum. Păi, dar mi se pare normal. Dă-le păi, dar mi se pare corect acum. Dă-ne scrie acolo că sunt toate, dă-le pe dă-le toate. Pe toate în pizda, mă, dacă ai sânge da, în instalație. Îi mai pune 50% pentru asta. Da. Ok, mersi. Insane. Dă-le coa. Dă-le coa. Pare că eu le consum. Bă, mă uit, mă uit, am o plăcere de asta bolnav, așa, de om rău, de om rău în suflet. De fiecare dată când mai ajung la un hotel de ăsta unde există micul dejun, de la suedez, bufet suedez. Bufet suedez, da. Bă, am o de asta să mă uit în farfuriile oamenilor, să depistez calicii aia, deși au, îi știi, aia deși au și de la 2 kg de iaurt cu cereale, lapte cu cereale, 14 de alea de cașcaval, șuncă, ouă, fasole, aia. Bă, și nu le mănâncă. Da, și da. Mă uit așa, mă uit la fețele lor, îi scanez, așa, ce faci cu atâta, de ce arunci la gunoi? Da. Bă, măcar de le iau, adică înțeleg pe aia de le iau. Am avut întotdeauna problema asta cu oamenii care critică oamenii care iau de la hotel. De ce crezi că le iau cu aia? Ca să economisească bani.
Dacă mănâncă că nu își permit. Crezi că există vreun bogătan pe lumea asta de ia baconul de la hotel la pachet? Ia un p***a mea, normal că iau toți românii, că suntem săraci, că preferăm ca într-un ca pe banii de pe o masă să mâncăm și mai încolo un pic. Că ești sărac. Adică n-am o problemă cu asta. Ia coaie, normal, ia. Mai nevează ea de la aruncă. Deci pui și vezi coaie cum își pun de alea, știu, iaurtul cu cereale. Iaurt de la atâta, un bol atâta de iaurt. Și cu cereale multe. Când mănânci ăla? Sounds kind of shitty though. Nu știu, eu spre I love continental breakfast so much. I love it so much. Breakfast is my favorite meal of the day. And continental makes it 10 times better. Sincer. Insane. Ah, deci de-aia nu mă uit în farfurii de altora, pentru că sunt prea fericit cu farfuria mea. Întotdeauna. Păi da, dar vezi că la hotelurile în care primești Continental nu e bufet suedez. Eu zic de-alea cu bufet suedez. Păi da, dar nu e kind of the same shit. Adică, like, ai un bufet, really. Mă rog, care de fapt, diferența? Da, bine, da, adică ok. În sensul ăsta, da. All da, you can eat breakfast, da, hai să zicem așa, I guess. Da. Numește brunch. Bine, hai. Apă, ceai, aș dori și cafea. Ok, mersi. Au zis că colega nu a putut să le pună pe toate, dar păi atât vreo 5 minute deja de când am filmat eu și te m-am învățit pe aici prin camera. Nu am știut că doriți apă, cafea. A, n-am știut. N-am știut că beți apă. N-am știut că beți apă dimineața. Credeam că de unde să știu eu? Credeam că ați băut de la ghiuvetă. N-am știut că beți apă. Mă scuzați, nu mi-am dat seama. Uite-mă cu aia că i-a adus totul. I-a adus totul. I-a adus tot. Luați să vă stea să vi se aplece. Domnul câte, câte fleg mi-a luat sucul ăla de portocale. Câte fleg mi-a luat sucul ăla de portocale. Nu am știut că doriți apă, cafea. Nu am știut, nici masca nu am pe nas. Dacă n-ați specificat. Deci eu mi-am ales ăsta, mic dejun englezesc. Eu nu știu exact cum aș fi. Nu știu pe cele de la Book Service scrie aici. Ce zici? Da, e unul ca și nu scrie și de aceea nu... Ei, cred că îi zice că practic trebuia să zică el ce vrea, da, când a comandat. Da, ok. Nu, ați văzut? Deci, cred că ăștia, ospătarii sau în bucătărie, au un meniu. Eu au zis că nu-i scria că la micul dejun englezesc sunt băutut. Bucătarii. Ei nu știu meniu, că noi avem alt meniu. Ei nu știu că la micul dejun trebuie să dai și o cafea. Insane, coaie. Și mie scrie altic. Dar unde-i ceaiul? Lengel, vezi când ți-a adus ceaiul, coaie? I-a adus cafea. So... Tipa meniu, adică ca am băuturi. No, hai să fie cheva asta e deschisă. Yeah. Dați-vă nivelul, da? Trebuie. Aude cum pușcă. Da. De fapt, iată că nu i-a adus pahar. Da, eu aveam niște pahare pe acolo. Da, bun, hai să începem. Da, bun, ia. Hai să vedem juice-ul ăsta. Uite de portocale. Bunuț? Bun. Hai să trecem la atac. 75 de lei, băi, doi. Coi, ăsta e 15 lei mic dejunul ăsta. Nu, exagerez. Dar oricum nu e 75, e 35 de lei. Nu cred că exagerez, drag prieten. Nu, e 35 de lei. În București e vreo... A, tu zici de costul de retail, da. Eu ziceam de costul de producție. A, nu, ziceam what it retails for, da. Bă, am un pic de păsură din asta. 95 de lei, mi se pare mult. Cârnăcior în păsula. Ce a zis? Cârnăcior la tine în cur. Nu știu cum e. Stai așa, nu-mi fac un pic de păsulă. Balotează. Nu lăsa, așa. Bagă la ghiozdan. Ce atent așa. Cooked to perfection. Păsulă e fasole. Doamne, baconul okay. Ăla care e de fapt Kaiser. E Kaiser. Eu acum am dat seama că aici nu primești nici... fructe sau croissante din alea, produse de patiserie. Păi ai cerut English breakfast, măi, orădeanule. N-ai cerut English breakfast? Bihorene! Ce patiserie dacă ai cerut English breakfast? Croissante. Poate nu mai cere English breakfast data viitoare, te-ai gândit la asta? De obicei cam peste tăle am primit astea, nu știu dacă a existat hotel unde nu le-am primit. Da, și mie mi se pare insane că Lengel nu se uită la nimic cât mănâncă. Asta e jobul lui, să mănânce pe cameră, nu poți să mă uite și la altceva. Se uită alții la el. Da, nu poți să uită la mine cât mănâncă. Sovietrașă.
food watches you. Mă rog. Da. Da. Las. Las. Las-o așa. Hai să facem și cafeluța. A pus două de zahăr? Și, și zahăr bun și zahăr alb. Ia, aoleu. Insane. Pliculețe de zahăr. Nu știu dacă e lungă sau scurtă sau cum e asta. Uită-te la cantitate, omule. Nu știu dacă e. Vedem cât de bun e. De fapt, eu habar n-am cât de bun e, dar... Amare, uai. Dar el tot zice că el nu bea niciodată cafea. E amară. El zice că nu bea niciodată cafea. Da, știu că nu bea, da. Na bine, cam atâta cu hotelul ăsta. Da, nu e ceva ce ar mânca un copil de 7 ani? Sau ceva ce ar bea un copil de 7 ani, deci el nu bea? Da. Astea-s gusturile lui mâncare. Fix, fix, fix. Ce ar mânca un copil de 7 ani? Fix. Și o să vă arăt după aia exact cât m-au taxat pentru mâncare, ce taxe mi-au pus în plus sau dacă nu-mi pun sau... No, o să vedem cât ar fi prețul total. Deci micul dejun trebuie să fie gratis, că așa am luat rezervarea de pe Booking cu mic dejun inclus. 135 de lei mâncarea de ieri, dar o să vedem dacă îmi pune room service pe aia plus mic dejun, nu știu, om vedea. No, bine, hai. Ce room service? Măi, eu n-am auzit în viața mea de taxă pe room service. Adică sunt mai scumpe că pentru că le comanzi în cameră, adică totul e mai scump pentru că comanzi în cameră, adică mă aștept să fie mai scump. Dar nu mă simt viața mea de taxă pe room service. Nu, cred că era, eu asta am mai văzut, în schimb. Taxă pe room service într-un anumit interval orar, știi? Adică dincolo de... A, da, în, da, corect, pe noapte da. Cred că aia pe noapte era. Da. Da. E livrarea din oraș până pe centură. Nu, cred că la asta se referea, sincer. Sincer acum, hai să fim serioși. Hai să vedem totuși. Hai să vedem, da. Hai că ne auzăm mai încolo atunci. Fui, no, bine, am ajuns la mașină, hai să vă arat. Deci, cât a costat în total? Deci 495 cazarea și mâncarea, deci 135, vedeți, room service, așa, 135 mâncarea de ieri și 75 micul dejun și în total 210 și am zis, micul dejun era inclus în prețul cazării, că așa am zicea pe Booking și el mi-a zis că nu, că dacă comand micul dejun în cameră, atunci trebuie să plătesc pentru micul dejun, chiar dacă el e inclus în prețul cazării, adică e un fel de room service în care plătești tot prețul micului dejun, de fapt. Păi și atunci de ce îmi plătești doar room service-ul? De ce plătești și micul dejun, dacă micul dejun e în... Păi da, măi, dar nu e același lucru, omule. Măi, ce țepari, ce țepari cu aia. Come on, man. Dă-le report la Booking, Lenghe, la ETP-ul. Hai, vreau să văd oamenii în chat care apără corporația. No, deci da, dacă veniți aici, am mâncat micul dejun la restaurant, altfel o să plătiți room service-ul. Șmecherii, fraierii, comentează-ne, cu multă stimă și respect. Da, prieteni, să zic, vă duceți pe acolo, pe centură, ce pot să vă zic. Insane! Acesta este prețul dumneavoastră, include mic dejun. Na, deci ce-am mâncat în clipul ăsta alunecat, n-am avut probleme. Eu, practic, mă duc amun spre casă. Poate mă mai opresc într-un oraș, nu știu, că n-am chef să fac Ploiești, Oradea, atât într-o zi și nu, mă mai opresc pe undeva. Cam atât a fost atunci. Oprește-te în Deva, omule. Vreau să mă uit la review-urile de la Sky Hotel. Da. Sky Hotel. Corect. Ploiești. Dar uite-mă că are 4,7, 543 de reviews. Da. Are 4,7, n-ai ce să zici. Boți. N-ai ce să zici. One of the few restaurants around Ploiești where you can eat properly. Excellent Turkish food and professional services. N-ai ce să zici, frate, ia uite. Decent. Breakfast is only up to 10 a.m. Ca la orice... Și I hate... Urăsc foarte mult asta cu 10 a.m. Same. Urăsc atât de mult. Same. Dar deși înțeleg logistic. Da, înțeleg logistic, da. Dar în același timp... What? Da. There was a spot on the bed sheets and the bed itself was too away from TV. Hai, dă-te, mă. Hai, da, 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 mă, te mai cremi. Taci, cremi. Te cheamă cremi. My friend who I bought a gift stay for has been accused of stealing someone's jacket due to a misunderstanding as it was similar to their jacket, which they picked up thinking it was theirs, since the other person left it out and near there. Dear guest, thank you for taking the time to share your feedback in regards. As we pride ourselves on delivering a memorable hotel experience, da, cu apa deschisă, the memorable hotel experience. Nu e, man. Avem impresia că o să fie mai... mai era unul de ostea, mai sus. Nu era. Ba da. While staying here with my wife and two children, we are placed in room
with no hot running water. E aceeași la care a fost Lenghe. The staff appeared to know about the issue but completely failed to notify us. Unacceptable. That no, is unacceptable. That kind of is, yeah. Stayed for several weeks. Several weeks? Ce ai făcut, bă, tată? Ai făcut staycation. A lăsat-o meu 3 salarii. A făcut staycation cu aia. Nice amenities. Good restaurant food. Very poor Wi-Fi connection. Dar chiar asta a făcut. For both me and my colleagues that stayed in other corners of the hotel, very poor reception staff training. Needed 1.5 weeks to get a change of invoice. Poor understanding of English. Coi, ești Alexandru Românică. Very yawn. Checkout times. Need 1 hour and 15 minutes to check out 7 people. Holy fuck. Damn, okay. Na, bine. Un hotel cu bune școgele, na. Da. Așa e viața. Ok. Ok, mulțumim pentru evaluare. Thank you so much, domnul Aurelian. Eu mulțumim omului nostru Zlăvogus că a fost alături de noi. Eu vă mulțumesc. Pupici, pa, pa. Doamne ajută.